Deschidem Sfânta Scriptură la Coloseni, capitolul 3, de unde citim doar primele trei versete, cuvântul care spune așa: Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Ne bucurăm să fim împreună în seara aceasta, și m-am bucurat de reacția copiilor: the, the Boys, The Boys Choir, and not only The Boys Choir, The, the Sunday School. When uh, Brother Elvis said, "God is good," was the answer. See, you're playing with a Ruby cube, and you're in God's house. <laughs> you see, and you didn't answer. God is good. Now, nu numai pentru tineri și pentru baieti sau pentru fete, ci pentru toți. Care ar trebui să fie răspunsul că asta merge și în Africa fraților. Când predicatorul spune God is good, care e răspunsul bisericii? <fie> so, let's do it again. God is good cu toți. And then if the preacher says all the time, care? Yes. god is good all the time and all the time god is good god bless you god bless you and god bless his church it was a good very good start and i uh, love the ruby cube uh, uh, diversion diversion because it go, flows very well with the sermon <laughs> um Să vorbesc despre social media și efectele nocive a tuturor platformelor și a tehnologiei în general. Nu e o chestiune nouă, dar e ceva cu care ne confruntăm în fiecare zi. Uneori chiar suntem obosiți de acest subiect pentru că, zicem noi, prea mult se vorbește sau. Prea mult se accentuează, ar trebui să vorbim și despre alte lucruri. Dar m-am gândit să concentrez acest mesaj și să aduc în atenția dumneavoastră, pentru că sunt convins că Duhul Sfânt vrea să fim mai aproape de El și social media, și telefonul, și tehnologia ne stă împotrivă. Ne stă împotrivă. Nu că mi-am propus să vorbesc împotriva telefonului în sine sau iPad sau a tehnologiei sau chiar a social media. Că este ceva bun și necesar în toate acestea. Bunoare eu nu mai n-aș putea funcționa fără telefon. Fără calendar. Thank God, slăbit să fie Domnul că există un calendar electronic. Și în fiecare zi, în medie, în fiecare zi trebuie să accesez calendarul și ori să adaug ceva în calendar, ori să scot afară din calendar, ori să modific ceva în calendar. N-aș putea funcționa fără calendar. Când e vorba de sute de evenimente într-un an, nici măcar nu cer să țin minte, aș face gafe peste gafe, dacă aș căuta să țin minte ce urmează săptămâna viitoare, ce va fi luna viitoare, ce se întâmplă în data cu tare, cu tare și cu tare. Dacă cineva mă sună și mă întreabă, îi spun, nu, nu, pot, să, nu pot să zic dacă nu accesez calendarul. Dacă accesez calendarul, discutăm și pot să spun, dar fără a-l accesa, nu vreau să zic nimic, pentru că greșesc. E nevoie de telefon ca să avem să avem calendar, nevoie de telefon ca să vorbim unii cu alții. În medie, două, trei probleme pe zi se rezolvă la telefon în timp ce conduci mașina, lucru care nu-l puteai face în urmă cu 30 de ani sau 20 de ani. Avem nevoie să vorbim cu cei din România, să vedem ce s-a mai întâmplat acolo. Deci nu, nu vorbesc cu ușurință împotrivă la ceva ce e și bun, E ca și cum a spune oameni buni, cuțitul e rău. Cuțitul e rău. Se poate tăia cineva. Se poate tăia cu cuțitul la mână. Poți să omori pe cineva, poți să faci cuiva rău. Da, frate, dar fără cuțit ce face bucătarea asta? Ce mâncăm? Mâncăm numai baked potatoes? Îi luăm așa cu mâna și îi băgăm acolo? Ce, ce facem cu restul? Le luăm așa la grămadă? Vedeți că un lucru. Poate să fie bun, dar în același timp poate să fie și rău. În urmă cu 30 de ani, 40 de ani, au apărut televizorul în România și frații au vorbit împotriva televizorului și au avut dreptate. Poate n-au explicat suficient de bine, dar televizorul, telefonul, iPad-ul poate să fie și ceva bun, poate să fie și ceva rău. Așa de. Interesant mi s-a părut cu mai mulți ani în urmă, când am, am uh, vizitat România și am vizitat cartea, casa părintească, uh, am văzut că aveam televizor în casă. Și mama și tata erau în casă. M-am uitat la televizor și am zis, mamă, tată, ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns cu televizor în casă? Toată viața l a slujit pe Dumnezeu fără televizor. Și apoi mama a început să se dezvinovățească și i-am dat dreptate. Deci auzi, nu te supăra că tu ești de vină. Că numai pentru Credo-l avem, la ăia care au venit și mi-au instalat televizorul, eu le-am spus așa, eu m-am legat cu legământ înaintea Domnului că nu mă interesează nimic ce se dă la televizor. Dar acum a venit Credo. Și pe Credo te vedem și pe tine, ziceau ei. Fă credo, te vedem și pe tine și abia așteptăm să vină emisiunea aceea ca să te vedem și pe tine, că așa ne mai trece, e dor. Și le-am spus când îmi instalează televizorul în casă să nu aibă capacitatea asta să se conecteze la altceva, nu mă interesează de nimic altceva, să se pornească, credo, să ascultăm predici și așa. Am zis, bine, vă iert, Domnul să vă binecuvânteze, explicație bună. Deci nu vorbim cu ușurință împotriva unui lucru care poate fi bun sau care e necesar. Că dacă e necesar, poți să predici de la învon toată ziua. Că oamenii te ascultă, dar se duc acasă. Mă, frate, ok, ai predicat, dar nu mă descurc. Deci nu vorbim în principiu împotriva unui lucru care este bun sau poate fi folosit înspre bine, ci vorbim despre pericolele sau efectele nocive ale social media, a tehnologiei, a telefonului, dacă nu este gestionat cu responsabilitate, dacă nu avem mare grijă. În primul rând, tot ceea ce am zis despre tehnologie și social media poate să fie o risipă de timp, o pierdere de timp. Cât timp își petrec oamenii? cu lucruri de nimic, cu lucruri fără valoare. În timp ce Efesen 5.16 spune, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. În timp ce Colosem 4.5 spune, purtați-vă cu înțelepciune față de cei ce afară, răscumpărați vremea, câștigați timpul. Cum câștigăm noi timpul când îl risipim, cheltuindu-l? În lucruri care nu ne fac niciun bine, nu ne ajută La nimic. De grav a ajuns. It is so dangerous. I don't know how many of you young people that have no business, you are not running a business, you're not running Casa de Babe, you're not running your father's business. Come with the phone inside the church or with a technology device and have business there during the service. Câți dintre adulți, câți dintre adulți, și în biserica asta, și în orice biserică te uiți, în lumea asta, vin cu telefonul la ei, în biserică, și nu se pot abține să treacă două ore și să nu-l deschidă. Am fost așa de îngrijorat câțiva ani în urmă, am fost într-o altă biserică, nu dau mai multe detalii unde, când și așa că nu vreau să se știe unde și să se așeze o pată unde n-aș vrea, că nu asta e ideea. Dar am fost câțiva ani în urmă, nu cu mult timp în urmă, într-o altă biserică și am fost la ora de rugăciune și am stat lângă păstor și în timp ce ne-am rugat într-o singură rugăciune cu biserica, eu am văzut că se mișcă. De obicei nu mă uit, dar atunci am zis, acum mă uit, că sunt curios și eu. De trei ori, păstorul senior a bisericii, de trei ori, și-a scos telefonul din buzunar și s-a uitat la telefon să vadă dacă a fost ceva și o dat-o și butonat ceva aici. Și am zis, se roagă biserica. E un moment în care stăm înaintea lui Dumnezeu, stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și iată că din cauza telefonului, nu mai putem să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Ce părere are Dumnezeu de lucrul ăsta? Eu n-am avut ocazia să zic să stau de vorbă cu foarte mulți oameni mari din lumea asta. Dar de câteva ori am avut. Am avut ocazia să vorbesc cu doi președinți, președintele României de atunci, președintele Africii de azi. Am stat de vorbă cu câțiva senatori, cu câțiva congressmen, congresswoman, cu oameni care sunt mai înalți în societate. Și nu m-am gândit niciodată, în timp ce am stat de vorbă cu ei, sau ei au stat de vorbă cu mine, sau au mers la ei la birou. Nu m-am gândit niciodată să-mi scot telefonul din buzunar, în timp ce am stat de vorbă cu ei, afară de la sfârșit, când am scos telefonul și am zis, putem să ne facem o poză, ca să avem amintire, vis-a-vis -vis de momentul acesta. Cum ar arăta? Să stai de vorbă cu un om care poate să-ți facă bine sau un om care e mai sus ca tine în societatea asta. Cum ar fi să mergi la appointment la un job? Mergi la viitorul tău boss, dai interviu și trebuie să stai de vorbă cu el. Și te duci acolo și în timp ce el îți spune întrebări, uh, uh, I, I got a text, can you please wait, I gotta take care of this. Să uită șeful la tine, te trimite la plimbare imediat. Spune, ok, uh, please, uh, can you go and take care of your business and then when you have time, come and talk to me. Acum, întrebare. Și lucru care mă frământă și cred că îl frământă pe Duhul Sfânt, dacă pot să folosesc terminologia asta. Dacă la biserică, două ore pe zi, if while in church for two hours, Sunday morning three hours, if we come at nine, for two hours, nu poți fără să te ocupi de telefon. Poți să spui înaintea lui Dumnezeu că tu ai alte două ore pe săptămână în care pui telefonul deoparte, îl pui deoparte, și te retragi în camera ta și două ore stai de vorbă cu Dumnezeu. Citind cuvântul sau rugându-te. Poți tu să spui lucrul ăsta înaintea lui Dumnezeu, dar în biserică, atunci când petreci timpul ăla dedicat lui Dumnezeu, că nu-i mult fraților, am citit din Coloseni capitolul 3 să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de jos. Întrebare, la ce ne gândim toată săptămâna? Toată săptămâna, aproape de dimineața până seara, la ce ne gândim? Că doar trăim pe pământul ăsta. Despre ce vorbim toată săptămâna de dimineața până seara? What are we talking about? What do we think about? Job, școală, career. If you're a girl, half the time you talk about boys, maybe. If you're a boy, maybe half the time talk about girls. Dacă ești părinte, vorbești despre copii, despre business, despre investiție, despre ce se mai poate face. Cum să-ți ajuți copiii, ce să mai faci, cum să găsești un angajat, cum să-l dai pe un afară, cum să mai pui mâna pe un job. Că doar toată săptămâna suntem confruntați cu problemele vieții, că încă n-am ajuns în cer. Deci am înțeles treaba asta. Am înțeles. E normal. Toată săptămâna, 8 ore pe zi, 10 ore pe zi, 12 ore pe zi, te frămânți cu lucrurile acestui pământ. Întrebare. Dedicăm câteva ore pe săptămână pentru ca să ne adunăm împreună și să ne gândim la lucrurile de sus. Să ne vorbească Dumnezeu, să ne atingă Dumnezeu, să ne lumineze Dumnezeu, să ne asculte Dumnezeu rugăciunea. Și nici măcar timpul acela nu-l putem da lui Dumnezeu, pentru că mă trebuie să mă uit la telefon. Și unii o să zic că am business de bătrâni acasă și s-ar putea să vină un emergency. Întrebare. Din 100 de... Cazuri în care te-ai uitat la telefon, cât i-o fost? A fost una care a fost cu emergency la bătrâni sau la un alt business, din 100. Trebuie să fii cinstit cu tine însuți. Și care e care medicamentul? Eu am văzut, aș avea nevoie de telefon, de multe ori aș avea nevoie de telefon. Aici, am biserică, mă, trebuie să, ar, ar trebui să-l anunț pe dirijor, ar trebui să trimit la stație, ar trebui, aș avea ceva de rezolvat cu biserica. Și mă, n-am telefonul la mine, că nu vreau să le iau la mine, îl las în birou până se termină slujba. Că odată, la o lună, am nevoie de telefon. Dar în celelalte des n-am nevoie de telefon. Și o să mă ispitească diavolul. Și tocmai atunci o să sune. Și nu-i pe laud, niciodată nu-i pe laud. Numai soția are acces mai special, așa face un sunet mai dulce acolo, dar în rest mă vibrează, îmi face așa un semnal acolo ca să nu prea mă deranjeze, dar nu contează că tot îl auzi. E o chestiune de disciplină, fraților, înaintea lui Dumnezeu. Și nu vorbesc copiilor și tinerilor, vorbesc adulților. Pentru că văd din când în când adulți o veni la biserică, s-au așezat pe bancă, poate că s-au rugat, poate că nu s-au rugat. Dar s-au așezat pe bancă și după ce s-a așezat pe bancă, dacă s-a rugat, deja crede că Dumnezeu i-a și răspuns la telefon. Cum s-a așezat pe bancă? După rugăciune, au intrat în biserică și cum s-a așezat pe bancă? O deschis telefonul să vadă ce îi spune Dumnezeu, răspuns la rugăciune sau despre ce? Despre ce vorba? Și asta are de-a face cu disciplina. Am devenit într-o stare de adicție la tehnologie. Te mănâncă pur și simplu degetele, mintea ți acolo. Și atunci când te rogi, de câte ori îți întrerup rugăciunea ca să rezolvi ceva? Când predică cineva, how can you follow a sermon? How can God speak to you? if the very short period of time that you have with god in god's house you're busy doing something else how again if 2 hours that you're here you cannot give it to god can you tell god that you have other 2 hours at home at school or another time for god to speak to you you see that's it that doesn't happen You have to admit that. Numai în momentul în care un om recunoaște că are o problemă, numai atunci așa o poate schimba. Dacă crezi că e ok, dacă crezi că nu e nicio problemă, dar tu cu conștiința ta trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, care e timpul pe care ți-l dau ție, dacă nu e timpul de la casa ta? Care e timpul? care ți-l dau ție. Dacă ăsta nu e, vedeți? O risipă de timp afară și seara înainte de culcare, că ai văzut atâtea poze și atâtea imagini, te-ai săturat și iar încep, și iar mai vezi, și iar încep, și iar mai vezi, și iar încep, și iar mai vezi, și nu se mai gata, nu se mai termină. Timpul afară risipit, dar timpul în casa lui Dumnezeu. Vreau să dau slavă lui Dumnezeu pentru ultimele două săptămâni. Am văzut aici un popor și un tineret care e flămând după Dumnezeu în rugăciune. Și am văzut cum a știut să se roage biserica și tinerii timp de două ore. Fără telefon. Cu mintea și inima înaintea lui Dumnezeu. Cerând de la Dumnezeu putere și har și lumină și călăuzire. Și Domnul a ascultat rugăciunea, a slăvit să fie numele Lui. Aș dori să zidim pe aceasta. Și repet, e o chestiune de disciplină. Și te sfătuiesc ca un frate mai mare. Dacă nu poți să lași telefonul în pace, în buzunar, lasă-l în mașină, poate că nu ți-l fură nimeni. Te gândești, te ispitești, mă, dacă mi-l fură cineva. Poate că nu ți-l fură nimeni. Dacă te tem că ți-l fură, pune-l pe off. Dacă ai un business important, la care poți să apară emergency. Pune numărul ăla de telefon numai, că așa de deștepte telefoanele astea. Că poți să pui un număr de telefon numai la să te deranjează și celelalte să te lasă în pace. Și o să vezi că dintr-un an de zile, poate odată dacă te sună cineva. Dar de ce să te chinui, să-ți chinui sufletul și nici măcar la biserică să nu te poți bucura de rugăciune, când se roagă frații și cercetează Dumnezeu, tu să nu poți, că ești cu mintea în altă parte. Când cântă adunarea, când cântă poporul lui Dumnezeu, mintea să-ți fie în altă parte. Când predică cineva, tu să ai altă ocupație, mintea în altă parte. Frați și surori, nu credem noi că Dumnezeul nostru merită să-i dăm un timp special în care să spunem, Doamne, nu vreau să mă interesează de nimic altceva. Sunt aici ca să te laud, sunt aici ca să mă rog, sunt aici ca să ascult, Doamne. După ce s-o încheia slujba, yes, ia telefonul, răspundeți la mesaje, fă ce ai de făcut. Asta pentru conștiința ta înaintea lui Dumnezeu. Fă lucrul ăsta și Dumnezeu te va binecuvânta. Primul pericol, risipa de timp. Al doilea, eu o să mă opresc înainte cu 5 minute și continuăm data viitoare, dacă Dumnezeu ne dă o dată viitoare, că nu trebuie tot acum seara. Al doilea pericol, al doilea efect, invidie, gelozie, care se naște de aici și de la social media. Răutate, necaz, invidie, ciudă, dușmănie. Citesc Tit 3 cu 3. Că și noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte, trăind în răutate și în pismă. Vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Asta a fost în trecut. 1 Petru 2 cu 1. Le pădați dar orice răutate, vicleșug, prefăcătorie, pismă și clevetire. Le pădați asta aduce invidie, gelozie, care în termenul vechi folosit de Cornilescu în vremea aceea era pismă. Fiind aici și accesând ce face toată lumea, te infectează virusul celui rău. Că o să vezi haina care e mai frumoasă decât a ta o să vezi mașina care e mai scumpă decât a ta. O să vezi pantofii care... Mă, de unde i-o luat, mă? Mă, eu am căutat pantofi din ăștia, dar nu i-am găsit. O să vezi casă, o să vezi haine, o să vezi tunsori, o să vezi fizuri, o să vezi unghii, o să vezi bijuterii, o să vezi și lucrul la care nu te-ai gândit. Și vine diavolul și spune, noi nu avem, noi nu putem. Cât va trebui să așteptăm? Și ori e bărbatul, ori e nevasta. Ori e nevasta care zice la bărbat, noi de ce nu avem? Ai văzut pe noi de ce nu avem? Ori e el care zice, nu mă las. Bă, nu mă las, dar eu nu sunt mai slab, sunt mai slab ca el, nu mă las, mă. Nu mă las. Și de aici se naște invidie și gelozie. Sunt păcate ascunse pe care numai omul care le trăiește le știe. Dar sunt și unii suferă din cauza asta. Suferă din cauza că alții au reușit mai mult, au mai mult, să laudă cu mai mult. Să naște invidie și gelozie. Și împreună cu asta vine nemulțumirea. A treia, Nemulțumirea. Ești nemulțumit de ceea ce ai, și când ești nemulțumit de ceea ce ai, poftești ce a dat Dumnezeu altuia. Și Exodul 20 cu 17 spune: să nu poftești. Nici casa aproape lui tău că e mai faină decât a ta, nici nevasta aproape lui tău că e mai faină sau mai tânără decât a ta, nici robul lui că i angajat angajatul ăla, lucră mai bine, produce mai mult, nici roaba lui, nici boul lui, nici trocul lui, ok? Nici măgarul lui, nici suv ului -ul că noi nu avem nici boi, nici măgare, acum, dar avem trocuri, avem mașini, avem SUV, avem mașini sport. Nici vreun alt lucru care este al apropiului tău, să nu le poftești. Evrei 12 cu 28 Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm cum mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Evrei 13 cu 5, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi nemulțumire. Nu-i suficientă invidie și gelozie și ciudă. Bă, mi ciudă pe ăla. Mă, dar aș face în ciudă. Și unii își mai fac în ciudă unul la altul. Unii își cumpără lucruri ca să facă în ciudă la celălalt. Bă, nu mă las. Ei cumpăr. Și nimeni are bani. Dar se facă în ciudă. Când vrei să faci în ciudă, ești în stare să te împrumuți. Că viza ți-o da limită mai mare. Și te încarci pe viza, dar îi demonstrezi că și eu pot. Și atunci nu-i destul invidie și ură și gelozie, vine nemulțumirea ta înaintea lui Dumnezeu. Și știți în ce îi nemulțumirea, mai ales pentru cei tineri și necopți? În sinucidere, în sinucidere, își pun capăt zilelor. Pentru că se uită în stânga și în dreapta și fata zice, eu nu sunt așa frumoasă, uite alte fete sunt mai frumoase. Eu nu sunt așa de înaltă sau spre înaltă. Eu n-am o înfățișare așa de atractivă ca și altele. Părul meu nu crește ca și la altele. Băieții se uită, o, eu slăbuț, să la uite, mai musculos, e mai bine făcut. Altul e mai scund. Să uită la alții și vine diavolul și îi spune, tu nu te poți măsura, tu nu ești ca ceilalți. Și încep tinerii să se urască ei pe ei înșiși. Sunt fete care se urăsc pentru felul în care arată. Și pentru felul în care sunt în familia lor, că ei nu au, alții au mai mult, la el mama și tata sau la ea mama și tata, nu-i poate cumpăra numai o Honda din 1900, toamna, dar la celălalt îi cumpără BMW din 2022. Și atunci, el, el nu are valoare, el nu, nu poate, nu? Ce, ce viață e asta? Ce rost are să mai trăiesc? Nu-i fac complimente alții, nu-l felicit alții. And there is so much sadness, so much unhappiness, unfulfillment, disappointment. Just by looking at other people, such a curse. Te uiți în jur și nu te uiți la Dumnezeu, să vezi cât de bun e Dumnezeu, ce ți-a dat Dumnezeu, ce minunat să poartă Dumnezeu cu tine. Te uiți tot în jur. Și ajung să fii nemulțumit. Și nu ni se dau informațiile astea, dar rata sinuciderilor e la culm, e la record acum. N-a fost nicio generație mai nefericită ca generația asta, fraților. Pe medicamente, să doapă de medicamente de depresie ca să se simtă bine, să iasă din groapă, în timp ce au de toate. Că mama și tata, dacă stă de vorbă cu el, zice: Mă, dar nu înțeleg. Dai de toate, mă. Nu duci lipsă de nimic. Da, mai da, uh, mai Adidas de 50 bucks, he's got the 250. Hey, acum sunt de mii de dolari. Cât ceva vreme în urmă era o competiție în America, mai ales pentru worship leaders. Trebuia să apară cu, cu Adidas din ăia cu limba scoasă afară, așa, uh, puțin, uh, cu, uh, așa mai înalți. La 5.000, 7.000, 8.000, 9.000 de dolari, la competiție, nu puteai să mergi în față, să conduci un grup de închinare și să nu ai o pereche din aia. Și la păstori, păstori de tineret, poate păstori seniori, deja trebuie, nu mai ne lăsăm noi la alții. Trebuie să fim cineva. De unde pleacă toate lucrurile astea care au zero valoare în ochii lui Dumnezeu? De unde? Pentru că avem acces la toate informațiile și ne uităm la toată lumea și ai acces, acum ai acces de la starurile de la Hollywood care în contul lor în bancă au 3 zerouri în plus de contul tău. Gândește un pic la contul tău. Mai adaugă 3 zerouri. La alții puteți să adăugați 4 sau 5 zerouri în plus. Pentru ei... 250.000 de dolari e nimic. Unii cheltuie acum cu Super Bowl aici, a... Am citit un headline dintre oamenii ăștia cu bani, în săptămâna asta cu Super Bowl, cheltuie în Arizona să închirieze case de lux 250.000 de dolari. 250.000. Și am zis, nu e mare lucru, 250 de dolari sau 250.000, doar câteva zerouri în plus. Ei își permit că au zerouri. Păi tu te uiți la ăștia și zici, dar eu când o să ajung acolo? Și cine spune gândul ăsta? Când o să ajung acolo? Diavolul! Că tu ești într-o poziție mult mai bine decât ăla, mult mai bună, că ăia să sinucide, Ăia sunt nefericiți. Ăia trebuie să bea seara, să se îmbete de alcool ca să poată dormi noaptea. Și noaptea să trezezi bolnav și trebuie să înceapă din nou de la zero. Și vedeți ce se întâmplă cu toate starurile astea. Frați și surori, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cuvântul Său, cum Elvis ne spunea, ne-a binecuvântat cu cuvântul Său, ne-a binecuvântat cu Duhul Său cel Sfânt, ne-a binecuvântat cu viață veșnică, ne-a binecuvântat cu o perspectivă reală asupra vieții. Fericirea, bucuria, împlinirea noastră vin din alte surse, vin de la Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem nici săraci, nici muritor de foame. Dumnezeu ne poartă de grijă, e un Dumnezeu bun, slăbit să fie în numele Lui. Ascultă-mă, iubitul meu, ai grijă, ai grijă cu telefonul, ai grijă cu televizorul, ai grijă cu computerul, ai grijă cu iPad-ul, că te poate nenoroci. Și nu lăsa pe diavolul să-ți fure timpul acesta scurt, iubitilor. Din nou accentuez, Într-o săptămână avem timp scurt să-l punem deoparte pentru Domnul. E scurt timpul. Măcar acesta să-l folosim pentru el. Și să-l punem pe altarul Domnului. Și mintea și inima noastră să fie doar a lui. Și atunci ne binecuvintează și ne cercetează Dumnezeu slăvit să fie numele lui. Am să mă opresc aici și aș dori să ne apropiem în rugăciune înaintea Domnului cu rugăciune de mulțumire și recunoștință pentru tot ce ne-a dat El și cu o rugăciune de pocăință. Eu sunt convins că ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă și ne-a dat în seara asta o să fie subiect de discuție serios pentru unii dintre dumneavoastră. Când veți merge acasă, dar ne rugăm acum, Domnul să-ți facă bine, e spre binele sufletului tău. Și vreau să ne rugăm și pentru fratele Vasi Tupița și Radu Ardelean care vor pleca sâmbăta viitoare ca să înlocuiască pe fratele Alex Negreanu și Adi Carat, eu să înlocuiască și apoi peste două săptămâni alții și așa mai departe, tot la două săptămâni până când familia Marc și Loredana Moldovan o să ajungă acolo și ne rugăm Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații care o să slujească, îi sub protecția Domnului, cerem lumină, înțelepciune, pricepere și însoțire și călăuzire în tot ceea ce fac. Dacă vreți să vă ridicați înaintea Domnului, Rugăciunea o să facem cu toată biserica, nu știu dacă fratele Vasio a venit de la caserie, el este acolo, Radu Ardelean, dacă e aici, da, sunt aici. Vă rog să veniți în față, rog frații slujitori, să venim să ne rugăm pentru ei. Dar tot în rugăciunea asta ne rugăm cu toată adunarea și mulțumim Domnului pentru ziua de azi, mulțumim Domnului pentru tot ce face sufletului nostru și lăudăm pe Dumnezeu. Merită Dumnezeu să fie slujit, merită Dumnezeu să ne închinăm Lui și mintea și inima noastră să se îndrepte spre El, să fie ale Lui. Haideți cu toată biserica să ne rugăm.